dar Ion era unul dintre cei mai renumiți cântăreți greci. Odată a câștigat un mare concurs din Sicilia și a primit o mulțime de lăzi pline cu bijuterii, pietre prețioase, pânzeturi fine și cupe de aur. A trebuit să închirieze o corabie ca să poată să-și ducă răsplata acasă în Corint. Văzând atâtea comori, marinarii au devenit lacomi și și-au propus să acapareze prețioasa încărcătură. L-au atacat pe cântăreți și au vrut să-l arunce în apă. Arion nu se împotrivi, le ceru numai să îl mai lase să cânte odată un cântec. Tâlharii i-au îndeplinit dorința, dar au fost atât de fermecați de glasul cântărețului că nici nu observară ce s-a întâmplat între timp. La primele sunete ale cântecului, delfinii zeului Apollo i-au alergat în ajutor. Un delfin a venit până la corabie, iar Arion se urcă în spinarea lui cu repeziciune și acesta îl duse până în Corint. Ajuns acasă, Arion a povestit conducătorului cetății ce i s-a întâmplat, cerându-i ajutorul. Când corabia a ajuns la destinație, marinarii au mințit că s-a riscat o furtună pe mare, iar renumitul cântăreț s-a necat în apele adânci. Dar au trebuit să-și înghită cuvintele, pentru că au văzut cum călătorul lor se apropia de ei împreună cu gărzile ca să-i aresteze. În amintirea acestei întâmplări există și astăzi statuia din portul Corint, care îl înfățișează pe cântăreț pe spatele unui delfin.